Poate spune că a confirmat. Iată, pasă pentru Rusescu în marginea careului. Îl driblează frumos pe Târtovaț. Îl atacă Mui Draghici și primește cartonaș galben Rusescu. Pentru simulare și la meciul cu Ciahlăul, Kipciu a fost eliminat pentru o simulare. A primit atunci al doilea galben, chiar în finalul meciului. Să vedem reluarea. O nouă fază de revăzut. Este a treia fază discutabilă din această primă repriză. Încă o dată, driblingul frumos pe lângă Târtovaț, apoi Mui Draghici atacă. Nu îmi dau seama dacă atinge mingea fundașul sârb al gazului. Pare să o atingă din această reluare. Aici nu atinge, o atinge aici. Da, fază grea de tot. Normal, instinctul de